Cred că orice om de rând ar trebui să știe că tot ce facem, facem pentru ei. Tot efortul ăsta fizic și logistic și tot ce se întâmplă e fix pentru oameni. Cine este Atoma? Andreea Toma e o artistă la început de drum care experimentează diverse medii și suprafețe și tehnici și expune ideile la oamenii care ar trebui să audă mesajul pe care vreau să-l spun. Cum ai ajuns să faci street art? Am aplicat la un festival de street art, am fost acceptată și mi-a plăcut foarte mult și am dat drumul la nebunia asta. Cum ți-ai definit stilul? Proiectele pe care le abordez în street art cumva abordează teme de social media, de manipulare, de dependență, de tehnologie și cumva ilustrez toate temele astea pe personaje care nu au avut neapărat parte de această dependență și de aceste vicii contemporane, le-aș numi eu, creând un fel de mix între ele, în așa fel încât să arate și bine, să atragă și un semnal de alarmă și să transmite și un sentiment. Cum ar arăta orașul ideal în viziunea ta? Din punct de vedere a street art-ului, da, e clar. Spuneți că toți artiștii își doresc multe picturi pe fiecare stradă din oraș sau în puncte cheie ale orașului, dar cred că mi-ar plăcea ca mentalitatea oamenilor să fie schimbată. Cumva și prin mesajele pe care le abordez, vreau să ajung la public și să aduc un pic de artă în viața lor, să-i culturalizez măcar puțin, să-i scot puțin din zona de confort, să iasă cumva din bula aia mass media, televizor toată ziua și, nu știu, vreau cumva să-i scot de acolo și cred că orașul ideal ar fi orașul în care oamenii ar fi foarte deschiși la artă, ar fi mai bun, așa. S-ar sprijini unii pe alții, s-ar încuraja unii pe alții, s-ar motiva unii pe alții și ne-am bucurat de fiecare lucru mișto care se întâmplă în oraș sau în viața noastră. Mulțumesc! Ce sfat ți-ai dat ție celei de acum 10 ani? M-aș încuraja foarte mult. Asta așa, m-aș încuraja. N-am avut parte de încurajări. Și cumva am luptat foarte mult și practic asta m-a motivat. Dar m-aș întoarce și efectiv m-aș încuraja pentru tot ce am făcut. În rest n-aș schimba nimic. Că cumva persoana care sunt acum sunt datorită lucrurilor pe care le-am trăit. Cum a fost influențată activitatea ta artistică în perioada de pandemie? Pentru mine, perioada pandemiei a fost o perioadă în care nu am creat prea mult. Am reflectat mai mult și m-am gândit mai mult. Mi-am făcut o imagine de ansamblu, dar din punct de vedere artistic nu am scos o expoziție după pandemie. Am trăit mai intens anumite stări, anumite senzații care acum încerc să le abordez în ceea ce fac. Cumva dau seama că după pandemie lucrările mele au un plus de sentiment și cumva vreau să transmit sentiment. Și îmi dau seama că asta o fac pentru că am trăit intens în pandemie. Cum vezi importanța artei în aceste vremuri incerte și tulburi? Mi-am dat seama că suntem foarte vulnerabili și foarte ușor influențabili. Iar perioada prin care am trecut a fost foarte evidentă că am fost foarte manipulați din foarte multe sfere. În mare parte, social media a făcut asta. Arta stradală mi se pare că are un rol de a atrage un semnal de alarmă și de a, nu știu, pune punctul pe i undeva, de a pune un semn de întrebare, de a crea un context, de a te scoate cumva dintr-o zonă în care ești blocat, dintr-o idei în care te-ai blocat și mi se pare foarte, foarte important și cred că din perspectiva mea, din punctul meu de vedere, artiștii stradali au rolul de a pune o întrebare, de a stârni o întrebare. Ce ar trebui să știe toată lumea despre street art?
Eu cred că orice om de rând ar trebui să știe că tot ce facem, facem pentru ei. Tot efortul ăsta fizic și logistic și tot ce se întâmplă e fix pentru oameni și fix pentru a aduce un plus spațiului în care trăiesc, comunității. Cum te-ai simțit la ZDART? Este a doua ediție când particip la ZDART și sunt foarte, foarte, foarte recunoscătoare că sunt din nou aici. Apreciez foarte mult echipa, apreciez foarte mult oamenii care vor să facă ceva pentru comunitatea lor și echipa ZDART dovedește asta și se vede că sunt de dedicați și de implicați și de apropiați de orașul în care trăiesc și pentru care fac asta. Am cunoscut niște oameni foarte dedicați, nu știu, și implicați și tineri. Îi apreciez și încurajez. Mă bucur foarte mult că sunt aici, aproape de casă. Oamenii, cumva, nu știu, tot Bacău mă face să mă simt acasă și simt că fac ceva pentru casa mea, nu știu, pentru comunitatea mea, chiar că nu sunt la mine în oraș. Și asta mă face să mă simt foarte familiară și să iubesc ZDART.